Noua promoție Rule Breaker se pare că a ieșit și am pregătit niște pachete, poate îmi pică și mie Ronaldo de ăsta. Da, salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip din seria noastră de Road to Glory. Astăzi o să jucăm câteva meciuri la Weekend League, o să deschidem pachete și o să ne uităm la noi jucători care s-au adăugat promoția Rule Breaker, pentru că avem niște cartonașe interesante și poate cine știe, poate ne pică și nouă unul. Hai să mergem să ne uităm aici pe Footbin la jucătorii noi adăugați, frate. O să-i luăm în ordine. Băiatul ăsta nu e cine știe ce, l-avem pe Aurelio Buta care costă 11.000, nu prea avem ce să facem cu el, 82 dribbling, 90 pace, 83 shooting, nu este wow, e și dintr-o ligă mai proastă, nu prea ai ce să faci cu el. Următorul este Frankowski care costă 12.000, din nou nu e wow, bă de fapt, pentru un left back e bunicel, doar că are ligă proastă, de fapt nu e ligă proastă, e echipă proastă, este polonez. Poate să facă cu Lewandowski, dar oricum l-am pe Medi pe partea stângă, nu prea aș avea ce să fac cu el. Oricum pachetele de astăzi sunt untradeable, trebuie să împice un jucător forță. Godfrey ăsta, Godfrey, nu e rău, 67 de K, 85 defending, 84 pace, 81 dribbling, stă puțin cam prost pe physical, însă nu e rău și poate juca și left back. L-avem pe Phillips de la Manchester City care este 110K, bă, cardul ăsta e chiar bun, cel puțin pe defensivă, e forță rău de tot, dacă îi bagi un shadow ceva se duce... Și mai și, poate juca și mijlocaș și are și dribbling și passing. Bă, e forță cardul pe defensivă, n-am ce să zic. Îl mai avem pe Herrera, 11K costă și el. Dar unde joacă? NMLS joacă acum sau unde naiba joacă? Da, NMLS, la Houston Dynamo, Dynamo. Cardul e bun, însă liga foarte, foarte proastă. Jesus Navas e bun pentru echipă de la liga, nu prea are... De fapt are physical, i-a băgat physical. Vezi că i-a băgat physical. Dacă bagi un sentinel e bombă, e bombă Jesus Navas, doar că înălțimea îl cam strică. În rest e bun peste tot aproape. Ăsta e bestie, băieți, ăsta e bestie. Dacă mi-ar pica un Zahad ăsta, ar fi nebunie totală. E forță, îl faci și lengthy, dacă îi dai, nu mai știu ce îi dai, Hawk parcă. Dacă îi dai Hawk, a nu, cu Marx, mamă, cu Marx mă se face lengthy. Și dă și dribbling, dă shooting, physical. Mamă, de ce forță asta dacă îți pică, ești nebun, s-a terminat dacă îți pică Zaha asta. Bănesc că dacă avea și poziție de striker, se ducea spre 400 de K pe PC. Fekir, iarăși bestie, 380.000 costă, e efectiv aproape Fekir ăla de anul trecut. Din nou și ăsta poți să-l faci, de fapt nu poți să-l faci lengthy, e doar control, însă are stats-uri foarte, foarte bune, văd. Bombă rău și Fekir, dacă ar pica ar fi bun pentru echipa mea. Bonucci, un cartonaș bun, puțin mai mult pace mergea, dar e ok Bonucci, 57 de K. Și din nou avem un super cartonaș, l-avem pe Dzeko, 259 de K costă, nu am eu echipă de Italia, dar să fiu sincer, mi l-aș dori pentru că e bombă. Din nou are lengthy aproape cu toate chemistry style-urile, cred că dacă îi dai un Marsman e forță rău de tot, ia uite-l cum e, bine rău de tot. Ăsta e la obiective, Paulinho nu e rău, dar nici bun. Piqué din nou bestie, 320 de K, uitați-vă ce stats-uri are, 88 defending, 87 physical, 83 pace, din nou bestie și Piqué ăsta. Îl avem pe Favre, 42 de K costă la SBC, are stats-uri decente, nu e chiar așa rău. Uite, cu Architect se duce lengthy, însă îi dă doar passing, nu e rău, nu e rău. Și ultimul, dar nu cel din urmă, cel pe care și-l dorește efectiv toată lumea, este Cristiano Ronaldo, frate, care costă 2.200.000. Dacă ar fi ca un ăsta, ar fi nebunie totală. Cu Architect aici frumos se duce și în lengthy și e bombă, e bombă Cristiano. Aceștia sunt jucătorii băieți de la echipa Rule Breaker, părerea mea că sunt forță rău de tot. Și hai să mergem să deschidem pachetele pe care le avem, pentru că am făcut aici SBC-ul ăsta de la Advance și avem pachete foarte, foarte bune. Primim un Jumbo Rare Player Spec la grupul ăsta frumos de SBC-uri, avem Prime Gold Player Spec, avem Rare Player Spec, Rare Gold Pack și Premium Gold Player Spec pe care o să-l facem acum. Poate cine știe, poate vine un Cristiano, dacă vine Cristiano am spart YouTube. M-au costat undeva la 20 de ca toate pachetele astea, chiar dacă sunt untradeable eu zic că sunt bune, totuși o să începem cu un preview pack ca de obicei. Să vedem ce ne pică la preview pack-ul ăsta, nu prea am eu noroc la el, dar în fine, ok, nici de data asta se pare că nu avem noroc, nici măcar rar nu vine, vine Tapia, da, extraordinar, vine Tapia aici băieți. Și mergem și deschidem pachetele astea forță, avem și un 280 plus rated rare players pe care l-am primit ceva la obiective. Hai să începem cu ăsta, doi jucători 80 plus, să vedem ce pică de la obiective. Chiar sunt curios dacă sunt OP sau nu pachetele astea, se pare că nu prea sunt OP pentru că nu avem nici măcar board. Vine CB din Bundesliga, vine Tah, destul de slăbus Tah ăsta și vine și Lucas Moura. Ok, mergem acum cu un premium gold player spec, niciodată nu mi-a picat ceva bun dintr-un pachet ăsta, nici acum nu mai aștept să-mi pice ceva bun dintr-un pachet ăsta.
Ok, totuși vine Bord, este... hai Hakimi! No, vine Ziyech, bă, putea să fie Hakimi, deși nu prea aveam unde să-l bag în echipă. Da, vine Ziyech aici de la Chelsea, măcar avem jucători de SBC-uri. Începem decent cu Ziyech acolo și acum ne ducem la un rare gold pack. Știu că la FIFA 20 parcă mi-a picat icon dintr-un pachet de genul. Cum ar fi să vină acum un icon? 81 plus OVR. Eu îmi doresc rule breaker, dar poate vine icon. Și din nou, dacă e spaniol, se știe că e slab, poate doar Pichela să vină. Pau Torres, da, cred că mi-a picat Pau Torres ăsta de cel puțin 3-4 ori în FIFA ăsta. Mergem cu Prime Gold Player Spec, avem 12 jucători, 6 rari și 82 plus garantat. Și nu avem nici măcar borbă bune din pachetul ăsta așa bun. Vine Emre Can, care n-are stats-uri rele, însă nu prea avem unde să-l băgăm în echipă, din păcate. Era ceva în Recean dacă puteam să-l vând. Îl avem și pe Muchiele acolo. Două pachete rămase, cele mai bune pachete. Pachet de 50k cu 12 jucători, 12 rari, 83 plus garantat. Ăsta Jumbo rare are 84 plus garantat. Hai să mergem cu Rare Player Spec, băie, să vedem dacă e bun sau nu. De ceva și ok, vine cel puțin Bord, oricum era garantat. Din nou spaniol, frate, dar mie când îmi dă spaniol, ok, mi-a venit workout. E 86, însă e Parejo, adică erau și workout-uri mai bune decât Parejo. Și în form. Și Rafa Leao. Bine Rafa Leao ăsta. Mamă, dar nu mai e scump deloc. Oricum o să-l ținem probabil super sub. Hai că nu e chiar așa rău pachetul ăsta. Avem și un inform. Dacă era 3 double, era decent pachetul ăsta, pentru că puteam să-l vând pe Parejo, însă nici așa nu este rău pachetul ăsta. Și mergem la ultimul pachet. 24 de jucători, 24 rari. Sigur nu un pic mai bun de 85. Și... bine! Vine Ruben Dias aici, băieți, vine Ruben Dias. Putea să fie Portugalia striker, da? Vine Ruben Dias aici cu dansul ăsta lui nebun. Bine dansul ăsta. Da, Ruben Dias, bine. Orță, haide. Da, l-avem pe Ruben Dias în imagini, băieți. Nu e rău, chiar nu e rău, 88 OVR, e bun pentru SBC-uri. În echipă, nu știu dacă am cum să-l folosesc. Bine și Barel, avem două walkout-uri în același pachet. L-avem și pe Barel aici, băieți, care nu e nici el rău. Încă un inform, a venit din nou ăsta. Și trebuie să-i dau cu Excel acum, că n-am ce să fac cu el. Și în rest, în pachetul ăsta nu mai avem nimic interesant. Aoleu, puteam să-l iau pe pacheta dacă încă mai era promoția veche. Dar uite că acum a venit pacheta. Ruben Dias, de curiozitate, era 20k. Da, e bun pentru SBC-urile viitoare. În rest nu prea avem ce să facem cu el. Da, băi, și cam ăsta a fost pe opening-ul. Din păcate nu am prins niciun rule breaker. Poate la premiile de la Weekend League să prindem ceva. Hai să mergem să jucăm și noi 2-3 meciuri la Weekend League, ca să nu fie episodul ăsta prea scurt. Da, din nou targetul meu e să fac 11 win-uri cum am făcut ultima oară. O să joc foarte multe pe episod pentru că se mișcă mai prost când filmez, din cauza că EA Sports nu este capabilă să rezolve treaba cu OBS-ul și bloguiește în OBS. Dar în fine, așa că hai să vedem ce reușim să facem la acest Weekend League. Începem primul meci, hai să vedem. Ok, și primul oponent de la Weekend League, Leipzig. Ok, hai să vedem ce echipă are Leipzig ăsta. Oblak, bun, Skriniar, Kunde, Rafinha, Depay, Danjuma, o echipă bună pentru oponentul meu. E primul meci, nici măcar nu m-am încălzit și eu la Division Rivals. Ok, pune pauză și iese. Nu putea să-mi dea și noi victoria cadou, nu? Nu, nu se poate, nu, că suntem toxici, nu. Ok, foarte frumos, foarte mișto jucători ăștia. Sper să-ți iei bani pe cont. Ok, jucăm cu Sam Kro, frate. Ia să vedem ce echipă are Sam Kro ăsta. Loris, Varane, Araujo, Young, Modric, l are și pe Ronaldo. Echipă bună pentru oponentul ăsta. Ok, Danjuma, preluare bună. Danjuma face 1-0. Excelent, începe meciul ăsta. Gol în minutul 5, Danjuma, super preluare. Șut cu stângul acolo și reușim să marcăm. Pas în centru, frumos, superb și... Nu, scoate portarul, nu trebuia să tragă așa, trebuia să tragă la colțul lung. Nu prea intră astea la colțul scurt. Ok, Rashford pleacă, excelent, Rashford! Nu, scoate portarul, bă. Și Foden? Nu se poate și bine, bine... Oh, offside, wow. Danjuma, Danjuma, trebuie să marcheze, se face 2-0. Excelent, Danjuma, cred că e victoria asigurată, că pare destul de slăbuț oponentul ăsta. Wow, ce gol primesc, e extraordinar ce gol primesc. Efectiv a dat în portarul meu și a sărit în poartă. Ok, pasa e bună, Rashford, uite cum trage Rashford al meu, adică uitați-vă doar.
Da, Dan Juma dă-i gol, bravo Dan Juma, 3-1. Dan Juma poate marca hat-trick-ul. Dan Juma marchează hat-trick-ul, 4-1 și avem victorie aici. Aba, nu, a dat 4 goluri Dan Juma, mamă, ce forță a fost în meciul ăsta. Ok, și obținem prima victorie la Food Champions aici. Hai să vedem ce echipă are oponentul numărul 2, Kaiser Chiefs, ești nebun, ce nume nebun. Ok, Courtois, Rudiger, Van Dijk, mamă, ce apărare are, mamă, ce mijloc are de asemenea. Și atacul e bombă. Foden, mamă, din Rabona, dat, ești nebun. Cum era să dintre golul ăsta? Ok, Rashford aici. Mamă, dar n-am pe unde, bă, joacă bine ăsta. Deci, efectiv, n-am pe unde, uitați-vă aici. Mamă, dar pe unde să dai, că n-ai pe unde, efectiv. Ok, Foden aici. Mamă, dar unde să o dai, frate? Oh, pasă bună și... Nu, peste poarta, dar trage prost rău Rashford cu stângul. Ok, Lorente aici, Lorente face 1-0, bine Lorente, ce bine scăpăm aici. Lorente marchează primul gol. Mamă, Antonichelul aproape să marcheze. Mamă, ce frumos m-a făcut, însă vine acolo excelent Koulibaly și mă salvează. No, ok, marchează, da, se face 1-1, marchează destul de repede repriza asta. Puțin cam kick-off, dar nu mai contează. Rashford, bravo Rashford, hai că dau și eu din kick-off glitch, bine, 2-1 Rashford. Rashford, nu, bară, bă, ce ghinion avem. Și Lemar scoate încă o dată Courtois, mamă, ce bine le scoate Courtois. Da, și meciul se termină, băieți, reușim să facem 2-0 și o să terminăm și noi clipul ăsta aici. O să ne vedem data viitoare, ori dăm câteva meciuri, ori vă arăt direct premiile pe care le-am obținut aici la Weekend League. E bine că începem cu 2 victorii, cred că o să ne atingem lejer targetul nostru frumos. Eu am fost Gianni, nu uitați să lăsați un like acolo, nu uitați să vă abonați, v-am pupat, pa!